Bună, dragi ananași! Eu sunt Anana Maira, iar astăzi am pentru voi acest look de clovn nebun. Mie îmi place foarte mult cum a ieșit. Este un look destul de simplu de realizat din punctul meu de vedere. Am avut și câteva chestii care n-au ieșit cum așteptam, dar una peste alta mi se pare că a ieșit ceva destul de interesant și eu sunt super încântată de machiajul acesta messy de clovn nebun. Mi se pare că e fix ce trebuie să fie. Mi-am dorit o perucă portocalie, dar nu am găsit-o pe cea potrivită, așa că am venit cu aceste două coculețe. De asemenea, am vrut să-mi pun un tutu din acela la gât, dar la fel nu am găsit pe nicăieri și cum nici timpul nu mi-a permis să-mi confecționez sau să mai caut, am ales pur și simplu să vă prezint look-ul. Poate voi o să aveți mai multe accesorii, poate vă descurcați mai bine, dar ideea este una destul de interesantă din punctul meu de vedere și lentilele de contact fac o diferență foarte mare. Dar vă las să vedeți în tutorial exact despre ce este vorba. Și acum, hai să trecem la treabă. Am să încep prin a-mi aplica concealer din ambele sensuri pentru a neutraliza culoarea sprâncenilor mele pe cât posibil. După folosesc două nuanțe roșcate din paleta Colourpop pentru a-mi contura sprâncenele. Pentru ten voi folosi această bază ca și corector și fondul de ten de la Catrice în nuanța 10 pe tot tenul. Nu vreau să-mi iasă exact alb, am vrut să fie doar foarte deschis. Ar fi fost mult mai bine să lucrez pe bucăți cum începusem, dar veți vedea că pe parcurs n-am mai făcut asta și mi s-a ridicat fondul de ten. Am avut un rezultat foarte urât și m-am chinuit foarte mult să repar, așa că nu prea vă recomand baza aceasta albă. Nici nu este prea opacă, nu știu, nu-i văd deloc calități. Fixez totul cu pudră translucidă de la RCMA. Este ok și să folosiți o pudră albă, dar eu nu am niciuna. Trecem la ochi cu o paletă de la H&M pe care o am de mai mult timp și folosesc nuanțele mai cool toned pe care le are aceasta, pentru că vreau să fie ceva foarte glam. Muzica.
acest tuș de la Essence este unul destul de bun. Îmi place cum se comportă, dar nu-mi place deloc aplicatorul, așa că nu cred că o să rămână în favoritele mele. Aici uitasem să aplic fard alb mat pe toată ploapa mobilă, așa că l-am folosit pe preferatul meu din paleta Sweet Peach de la Too Faced și va fi cam greu de blenduit, nu știu de ce, dar am revenit cu pensula de dinainte și a ieșit până la urmă totul ok. Nu există mascara fără să mă murdăresc, asta cred că știți deja. Dacă nu mă urmăriți de mai mult timp și nu știți, sfatul meu s-a lăsat să se usuce și de-abia după să veniți cu o pensulă spuli curată și să o îndepărtați. Am folosit aceste gene de la Glitter, nu mai știu exact ce model erau, iar aici am uitat să aprind ring light-ul. Dar o să-mi dau seama, nu vă panicați că nu durează mult. Folosesc un creion negru de la NYX ca să-mi conturez și ploapa de jos, iar după blenduiesc cu fardul din paletă My Cool Tone și aplic și un iluminator pe arcadă. Am luat nuanța Hula din paleta Cheek Glitter de la Benefit și conturez ceva mai dramatic, aplic destul de mult pe pomeți, pe frunte, bărbie și nas. Ca tușă finală a tenului aplic și acest iluminator tot din paleta de la Essence. Îmi place foarte mult, seamănă cu cel de la Fenty. Iar acum vin în sfârșit cu buzele. Folosesc un creion de la MAC pentru a-mi trasa conturul și fac foarte mult volum în partea centrală. Le umplu acum cu un ruj de la Sleek și tot cu acesta voi trasa și pe față liniile. Veți vedea, inițial am vrut să fie niște linii foarte bine făcute, dar după mi-am dat seama că este foarte greu pentru că nu găsisem o pensulă destul de subțirică, așa că pe față voi merge cu niște linii destul de asimetrice și messy, așa vor fi fix chestia care rupe și face contrast între față, ten și restul. Ca tușă finală am folosit o pereche de lentile de contact. Ale mele sunt de pe www.lentilux.ro și nu sunt speciale pentru Halloween, dar mi se par tare potrivite și schimbă foarte frumos machiajul. Acesta este tot pentru astăzi, sper că v-a plăcut.
Eu vă aștept să-mi dați un like, să vă abonați și ne vedem în clipul următor. Vă pupăcesc, Anana și mei!